stai că vreau să le văd pe toate, Siol. Așa, frate. Bun, unde e camera? Acolo e camera. Uite-o. Și avem material extra cu Lucian Trașcă, să închid geamul. Așa, și cu al său Samurai 1.6 Supercharged. Și vă citesc întrebările puse de voi pe pagina noastră de Instagram, Stax TV. Care a fost cea mai complicată modificare a mașinii? Cea mai complicată modificare a mașinii, partea de motorizare. De setări, de toate setările care țin de motorizare. Toate motorurile, toate setările au fost. Și încă se setează, se umblă la parte de alimentare, parte de amestec și așa mai departe. Ce ai recomanda unei persoane care vrea să înceapă un astfel de proiect? Foarte mulți bani și foarte multă răbdare. Cât costă mașina dacă o vinzi? Uf. Deci mașina până în momentul de față are 50.000 de euro în piese și da. Deci m-am oprit cu notatul pe la vreo 47.000 și de acolo am mai trecut jumătate de ani în care tot am cumpărat, nu mai vreau să știu, dar am sărit de 50.000 semnificativ, 3 ani de zile, minim 2 ore pe zi, inclusiv sâmbătă și duminică, petrecuți exclusiv la mașină, exclusiv. Ce putere dezvolta înainte de compresor și ce putere dezvoltă după ce e? 80 de cai, motorul stock de Vitara, 1.6 valve și 160 de cai în prezent. Mamă, ai făcut ceva cai? Da. Ești chiar pe fișă dyno la nemți, o să-i fac și o dyno când termin rodajul. Ce modificări are mașina pe partea de motorizare? Asta am vorbit în episod. Exact. Dar putem să o spunem. 1.6 da, 1.6 compresor mecanic. Asta așa mare. Ca da, 1.6 compresor mecanic. Asta este. Ce kit de înălțare folosește? E un kit de la trailtaf.com, se numește YJ Spoa Conversion Kit. Folosește arcuri de Wrangler YJ. Cât de înaltă este suspensia? Fix plus minus, hai să zic plus minus un centimetru, să nu fim ridicol, cam 27 de centimetri de la stoc are. De unde a pornit pasiunea? Wow, pasiunea? Da. Asta e o întrebare care ar dura foarte mult timp. Da, o revistă apărută prin anii 90, în care am văzut un Samurai, cred că 95-96, am văzut un Samurai într-o revistă, ceva cu placă de surf deasupra, cu niște roți măricele și am zis, wow, asta poate să... Și scria ceva în articol de genul că o să capete trendul pe care îl are Volkswagen-ul Käfer, știi? Și atunci am zis, păi, mi se pare foarte simpatică, e o mașină care, din care pot fi făcute foarte multe... Cât consumă? Nu m-a interesat niciodată cât consumă, nu mă interesează cât consumă. Întâmplător am făcut consumul reglând amestecul și undeva la 100 de km la oră pe GPS în momentul de față în care fac rodajul am obținut că e 8.6-8.7, mi se pare foarte bine, incredibil de bine. 8.7 pentru roțile astea? Pentru roțile astea, da, să care roți de 49 de kg bucata, deci 49 de kg are o roată completă. Este o întrebare bună, dacă faci pană, cum o ridici? Nu faci pană. Care a fost prima modificare adusă mașinii? Prima modificare a fost demontarea. Face burnout? Da, învârte roțile pe asfalt semnificativ, dar nu face parte din plăcerea mea. Este Samuraiul lui Vipu? Nu. Samuraiul, dacă mașina asta a fost... Da, este din Prahova și dacă nu mă înșel, a avut VYP la număr, da. Probleme mari legate de costurile întreținerii? Nu are întreținere semnificativă, odată ce va fi setată definitiv, ca să zic așa, din punct de vedere al amestecului, presiune de turbo și așa mai departe, nu există o mentenanță semnificativă la ea. E o mașină destul de rudimentară din punctul ăsta de vedere, simplă, o mașină care e destul de greu să te lase în drum, stai că s-a oprit, ce-i fac, la ce mă uit, nu există aspecte de genul ăsta. De ce foi de arg și nu elicoidale? Ca să-mi pun de carbon. Tu de ce faci pipi? Stai, răspuns, da, omul întreabă, adică există Samurai și pe arcuri elicoidale? Da, există Samurai pe elicoidale, a fost fabricat 2 ani la rând, dacă nu mă înșel, 95, 96 sau 96, 97, așa zis, o SG80, dar a fost retras de pe piață, tocmai din considerentul că nu a fost considerat un model reușit pe varianta de arcuri exact elicoidale. Exact, pe varianta de arcuri elicoidale. Eu, care sunt mai arogant, răspundeam ca să-mi pun foi de arc de carbon. Merge da, și variant, da. Bun, ce rapoarte are la grupuri? Grupuri 3.9, transfer 4.16. Foarte puțin pentru dimensiunea roților, dar compensez foarte mult cu putere. De ce Suzuki? Pentru că Suzuki.
Să moară băieții mei, să moară băieții mei, câte kilograme are mașina aia? Adică da. Să moară băieții mei, câte kilograme are mașina? Nu știu cum să. Nu știu cum să răspund asta, aș fetele mele, dacă n-are 1080. Are 1150 de kg și o să aibă mai puțin. L-ai parcat vreodată în oraș într-un spațiu neadecvat? Nu știu ce înseamnă neadecvat. Nu, chiar în trafic încerc să fiu mai mult decât, mai civilizat decât majoritatea sau nu știu, încerc să da. Merg cât mai corect cu putință și respect reguli și așa mai departe. Nu. E chiar așa țiplă? E mai mult decât chiar așa țiplă. Merge și pe apă cu roțile alea? Cu 35-uri sigur nu, am impresia că de la 40 în sus da. Unde a fost cel mai greu să urci sau unde nu ai reușit să urci cu el? Cu ăsta... Momentan sunt în rodaj, n-am încercat să urc nicăieri. Cât timp a durat procesul de înălțare? Nu cred că ai un timp. Procesul de înălțare, nu e vorba de proces de înălțare. Restaurarea în sine a durat 3 ani de zile. De ce ți-ai ales să bagi bani într-un samurai și nu într-o altă mașină? De ovro n-am răspuns asta cu revista și cu așa. Pentru că samurai, da. Pentru un începător în off-road, cât de bun este un samurai? Poate cel mai bun. Te zdruncină în off-road? Zdruncină by default, samuraiul, da. Adică zdruncină pe stradă, pe off-road nu contează. Se poate întreține cu un salariu de student? Nu. Nu. Depinde, dacă da. E varianta stock, da, poți să o întreții da, lejer. Da. Adică asta dacă, nu. Asta vorbim nu. De mașina... Da. O mașină normală, un samurai normal este o variantă de buget pentru off-road, pentru studenți, pentru ce vreți voi. Da. E o mașină bună pentru așa ceva. Câți copii are la masă? 4? Adică câți cilindri? Asta e întrebarea. Stai că era o întrebare bună aici și spunea așa, un om. Deci să-ți fi neapărat om, om. Cu înălțimea de 1,80 m are suficient spațiu să conducă mașina. Eu am 1,86 m pentru că am stat 1,87 și uite cât loc mai am la cap. E suficient. Deci este ok. Rapoartele am răspuns, cât costă am răspuns. Mai grele, hai. Nu sunt cam mari roțile alea pentru overfendere, arată genial mașina. Nu știu. Niciodată roțile nu sunt prea mari. Da, niciodată, da. O mai ridică pe elevator sau să-i schimbe uleiul? Adică sau îl schimbe așa? După caz, depinde. Se simte nasol pe arcuri? Mie nu mi se pare că se simte nasol, nu știu ce să zic. Nu. E mai înaltă decât Toyota? Cred că da. Nu știu, la plafon nu știu dacă e mai înaltă. La plafon la nu garda, cred. La sol, la gardă, siguranță, cu siguranță. Da. Câtă presiune are în cauciucul? Acum merg cu 1,8 în rodaj. 1,8. Da, așa. E un Golf MK2 de fabrică caroseria. Așa, care a fost suma investită în mașină? Am zis undeva la 50.000, dar n-am mai ținut cont. Dacă e mai bun decât Toyota lui Daniel, fiecare cu avantajele și dezavantajele modelului. Îți trebuie scară să te urci în el. M-am urcat cu greu și fără scară, deci da. nu e problemă. E o mașină bună pentru vânătoare. Bănuiesc că e bună, depinde, dar nu o poți folosi, în ea să bagi vânatul. O poți folosi la ce vrei, de principiu. Fiecare face ce vrea cu mașina lui. Acum, na. În trafic, cum se uită lumea, cu admirație sau cu invidie? Ursul la circ. Ursul la circ, dar nu i-am întrebat. Cum se comportă mașina când bate vântul? E ce zice, ia de vânt așa, cam ce părere are? Băi, o vorbă spune așa. Nu știu, dar o să o întreb. Da, o vorbă spune așa și cred că și mașina e de acord cu mine și spune așa, fie frigul cât de frig, numai vântul să nu bată. Da. Ai avut vreo întâmplare amuzantă cu mașina? Da, am avut multe întâmplări amuzante. Ai una de care ți-au ce aminte așa? Nu. Sau? Nu. Așa, ce mai e stoc pe mașină? Multe lucruri. Caroseria, bordul. Da. Cât cai putere are, 160, mai zicem o dată, așa, ce motor are, ce nu știu ce am zis, care sunt modificările, am zis, ce anvelope ai? 35, 12, 50, 15 Federal cu Ragea, MT-uri. Cât de greu e să treacă ITP-ul cu roțile din pod? Păi atâta timp cât este omologată, în totalitate, inclusiv motorul, nu le-am trecute, totul este în derulare, da. Se va întâmpla în cel mai scurt timp cu putință. Deci nu mai este o problemă la ITP. În condiția în care îți omologhezi modificările făcute la RAR. Care este viteza maximă pentru o mașină modificată de off-road și cât de stabilă e? De stabilă este foarte stabilă, este mai stabilă decât stock, mașina în momentul de față fiind mai lată decât mai înaltă. Deci cu asta am spus foarte multe lucruri. Centrul de greutate este cel puțin la fel de jos.
față de stoc, cu toate că optic nu constați chestia asta. Nu. Realmente ea este mai stabilă decât de fabrică. Poate că nu mai are dinamica fabricii, da, da? La manevre, stânga, da, dreapta și așa mai departe, dar stabilitatea în sine este mai stabilă. Are servo, te întreabă cineva. Nu are servo, va avea servo electric. Face ratatata? Te întreabă cineva. N-am încercat, sunt în rodaj, nu e genul de mașină să se De ce preteze. Samurai și nu Jimny sau Vitara? Aici, pentru că să samurai, tot, iar tot pentru că samurai. Tot pentru că samurai, da. Am avut asta cu samurai. Asta ți-a plăcut, da, ție, exact. Cum arată tot, da, pachetul, da, și așa, exact, mai departe. Exact. Cât de bani, așa, scoate fum sau mănâncă ulei. Nu, e cazul că bă, nu e cazul nou. Deocamdată, da, totul, da, este nou. Mașina are 1800 de kilometri în prezent. Ok. 1800 de kilometri de când ai refăcut motorul, da? Da. De ce nu Toyota J45? Nici nu știu care e Toyota J45, dar la fel, pentru că samurai, dacă se poate urca pe pereți. Urcă perfect frontal, perfect frontal urcă, până terasa, da, să nu fie de călcat, da, și a răsturnat-o, e simplu. Se dă, da, pe spate. Bun, astea au fost întrebările. Eu am, sunt multe întrebări, dar multe se repetă. Avem același, sper că n-am... Da. Avem cam aceleași întrebări, poate de ce arc și nu parte coidală, din mai, consum, da, da, motor, da, da, ce, da, modificări, roți. Consumul m-a surprins și pe mine, chiar nu mă așteptam la un consum, da, atât de mic, la roțile astea, roți, da, 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 un, da, motor, da, de 1.6, da, da, destul de micuț, supraalimentat, da, da, cu roți, da, 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 da. Îl ajută rapoartele mult și greutatea. Și greutatea. Greutatea în principiu. Rapoartele mai puțin, rapoartele nu sunt chiar... Motorul este stoc de 1.3, nu este de 1.3, motorul e de 1.6. Da, pentru așa. Cam astea sunt întrebările. Este mulțumesc singurul că... motor, este singurul motor care se poate omologa pe Samurai. Adică fără niciun fel de problemă. Este motorul care se poate omologa pe Samurai. 1.6 8 valve G16A. Deci te duci la RAR și zici, băi, mi-am pus motorul ăsta, exact, la, exact, băiatul ăsta, exact. Și cine te-a ajutat să faci toate modificările astea? Unde le-ai făcut? Da, un aspect foarte important. Am avut prietenul meu bun, Cornel Zanfirescu, care, mă rog, are un service mare, frumos, curat, ceva destul de rar întâlnit în România, da, din punct de vedere al curățenii, în primul rând. E farmacie înăuntru, este pasionat. Cu... Da, 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 e o zi din săptămână acolo, jumătate dintr-o zi din, da, săptămână, da, se face curat. Se spală, da. Mi se pare, da, incredibilă chestia, da, asta pentru România. Toată lumea ziua aia nu muncește la nicio mașină, acolo doar se face curat. Da. Tot se șterg scule, se spală pe jos, se dă cu mopul, da, se aspiră, se nebunie. Deci, da, asta mi se pare genial. Mi-a alocat un spațiu în garaj, mi-a pus la dispoziție absolut toate sculele, pe lângă faptul că mi-a pus, da, fost de cap, pe lângă faptul că de ce să nu recunosc, sunt multe chestii unde n-aș ști să fac. Da, deci mașina în proporție de 90% este făcută de mine, nimeni nu s-a atins de mașina asta în afară de mine, de Cornel și de cei de la vopsitorie. Cei care au lucrat pe partea de caroserie. Ce să zic, m-a ajutat foarte mult pe partea de tehnică. M-am sfătuit, da, cu el în foarte multe lucruri și rezultatul de azi se datorează foarte mult într-o măsură. Cornel este, ca să-l puteți vedea pe internet, deci în cazul în care vreți să-l vedeți pe Cornel, Cornel este bărbosul din echipa care a fost la Polul Nord, greșesc, și este filmat, da, a fost în niște expediții Digi, incredibile, niște, da, expediții este, fenomenale. Este filmat pe Digi, dacă nu mă înșel, găsiți pe YouTube pe urme de Ural și Camaz. Ceva de genul, cred că nu mai rețin în momentul serial, de față. Da, aveți, da, acolo toate episoadele pe YouTube. Da. Vă recomand să-l vedeți, să vedeți ce modificări au făcut oamenii pentru a merge la temperaturile alea scăzute. Minus 40, minus, da, 50 de grade, niște temperaturi incredibile. Cornel a avut sarcina de a fi mecanic cu expediției. Și nu numai. Și nu numai. Nu numai, da. El e foarte ghid, mișto, e, de altfel, da, e un ghid de excepție, un, da, vorbitor de limbă rusă, da, foarte mișto, care în situațiile respective, da, e, da, crucial. Trebuie, da, ai nevoie, da. Adică... Mulțumesc, Trașcă, pentru informații. Cu plăcere. Pentru timpul acordat, pentru faptul că ți-ai luat din timpul tău să le arăți oamenilor. Am sacrificat, ce să zic. Ce să facem, bă, frate? Ne mai sacrificăm acum. Sacrificii de-astea, ca să vadă oamenii că se poate și în România. Da. Se poate dacă investești niște sume de bani care nu sunt la îndemâna oricui. Deci, să nu credeți că rezultatele astea vin cu investiții minore. Sau și vă așa, repet, am citit foarte mult, foarte, da, mult. În prezent petrec o oră
din timpul liber, seara, cu precădere, citesc, intru pe forumuri, revizuiesc ceea ce citesc, mă uit la 10, 15, 20 de păreri, întreb la rândul meu, caut varianta optimă. Este singura variantă, nu întotdeauna să ne documentăm sau să întrebăm de pe diverse grupuri sau oameni care n-au avut. E foarte important când auziți o părere de la cineva să-l întreb, să-l, dacă vă spune, băi, nu merg anvelopele alea, ok, nu merg, ai avut? Adică când îți dai cu părerea despre ceva, trebuie să fii trecut prin locul asta, respectiv. Da, să fii testat, da, da, să fii testat. Da. Dacă n-ai testat pe pielea ta, nu ai de unde să știi dacă într-adevăr acel lucru funcționează sau nu funcționează. Din auzite, nu. Da, nu, nu, clar, nu merge. Deci da, fără discuții. Da. Mersi frumos, frate. Cu drag. Sper să salveze. Te rog eu. Te rog eu, oprește-te cumva. A, nu de aici, stiu prost. Haide, vreau să aud. Gata, mă.